seara, doamnelor și domnilor, bun găsit în această seară la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. În această seară ne propunem să abordăm câteva subiecte de larg interes local, dar și național, pentru că niciodată România n-a fost zguduită de un seism, de acest seism juridic, ca să spunem așa, de magnitudinea aceasta și încă se pare că vor urma replici. Niciodată nu se știe cum va fi replica, poate să fie chiar mai mare decât cu tremurul inițial, așa că putem asista la șocuri mult mai mari în perioada următoare. Dar vom vorbi și despre situația de pe plan local, vom vorbi despre zona liberă, starea actuală și perspective pentru anul 2015 și dacă și ce reprezintă astăzi zona liberă pentru orașul Giurgiu. Vom vorbi, bineînțeles, și despre Consiliul Județean, pentru că ne face o deosebită plăcere să avem o obsesie cu Consiliul Județean, dar vom vedea cum efectele luptei pentru majoritate în Consiliul Județean naște aberații și veți vedea despre ce este vorba. Așadar, o parte dintre subiectele pe care le vom aborda cu invitatul emisiunii din această seară, domnul Răzvan Cuc, director al Zonei Libere Giurgiu, bună seara, bine ați venit. Mulțumesc pentru invitație. Că aveți și funcție politică, trebuie să spunem că sunteți și purtător de cuvânt al PSD, organizației PSD Giurgiu. Așadar, ne interesează că să începem cu lucrurile bune. Aș vrea numai lucruri bune să vorbim și lucruri frumoase, dar, din păcate, cele mai interesante la ora asta nu sunt. Dar, să revenim la zona liberă. Vreau să vă spun că, și vorbeam înainte de emisie cu colegii mei, că în anul acesta se va întâmpla un eveniment în istoria televiziunii locale, vreau să spun că emisiuni despre zona liberă, pregăteam emisiuni despre zona liberă încă înainte de a se inaugura, când se pregătea înființarea ei, și atunci încercam să aflu ce înseamnă de fapt o zonă liberă, că nu mai auzisem până atunci, și țin minte că n-am putut să spun că am citit. Am răsfoit așa cartea lui Caraianis despre zonele libere din Europa de la acea vreme. Asta se întâmpla prin 95. Da, pentru că 96 s-a înființat. Așa, prin 95. La vremea aceea zona liberă era cu totul altceva decât este în, sau fuseseră gândite altfel decât ceea ce sunt în ziua de astăzi. Dar, în orice caz, ea s-a născut ca o mare speranță pentru orașul nostru, speranță pentru a aduce investitori, pentru a crea locuri de muncă. Cum este zona liberă la început de 2015? Într-adevăr, zona liberă asta a fost și scopul creierii și pentru o perioadă de timp a și fost un motor foarte puternic de a atrage foarte multe firme, dar firme care au venit pentru a beneficia de facilitățile care le oferea zona liberă până în 2007. După 2007 am asistat la un exod al firmelor care au beneficiat și de un ajutor de stat pentru a dezvolta investiții în zona liberă Giurgiu, și intrarea în insolvență a unor alte societăți. Deci, ea a constituit o platformă benefică, dar mi-aș fi dorit ca toate firmele, am spus de același ajutor de stat, deci, ca să vă și explic exact despre ce este vorba. Firmele care doreau să dezvolte capacități de producție în zona liberă primeau de la stat o parte din redevența care trebuia achitată către zona liberă, li se acorda de către statul român. Unele firme au beneficiat de această redevență, după 2007 au plecat din zona liberă. Mi-aș fi dorit ca firmele care au beneficiat să și rămână. Asta ar fi fost cel mai... așa ar fi fost fair play. Ce nu le-a convenit? Nu, probabil că aici nu plăteau impozit pe profit o perioadă, deci erau niște prevederi fiscale care ajutau să-și dezvolte foarte bine afacerile în zona liberă. Asta i-a interesat în principal. Bineînțeles că sunt societăți foarte mari, cum e Șantierul Naval, care nu are cum să plece, dar pe de altă parte, repet, au fost firme care au beneficiat de niște prevederi. Și erau normal să-și onoreze până la capăt contractul de concesiune, adică pe 49 de ani, cât făcuseră, că așa au fost făcute toate contractele de concesiune pentru terenurile din zona liberă. Dar ne trezim acum în 2015, după cum întrebați și dumneavoastră, și de fapt nu numai în 2015, de când am preluat zona liberă, sunt aceleași probleme care le-am spus tot timpul, și anume trebuie să venim cu noi facilități, iar facilitățile constau în infrastructură, constau în gaze, constau în elemente noi care ne ajută pe de o parte să menținem firmele care sunt în zona liberă și pe de altă parte să și atragem noi societăți, fiindcă au fost societăți care au venit și m-au întrebat în cazul în care își dezvoltă anumite capacități de producție dacă beneficiază de gaze, evident că nu avem gaze în zona liberă. Tocmai de asta mi-am propus și anul acesta
Am făcut și referire la subiectul ăsta și la o recentă conferință de presă. Mi-am propus anul ăsta, am făcut un buget al zonei libere un pic mai ambițios, pentru că mi-am propus atât să aducem gazele în zona liberă odată și pe de o parte și pe de altă parte, după cum știți, accesăm niște fonduri europene pentru că nu avem posibilități să obținem fonduri de la bugetul local pentru că este și așa foarte sărăcit acest buget și singura șansă pentru refacerea infrastructurii este accesarea de fonduri europene. Și în acest caz, pe de o parte este finanțarea aducțiunii de gaze și pe de altă parte cofinanțarea care trebuie suportată de zona liberă pentru accesarea de fonduri. Cofinanțarea constând în 15% zona liberă Giurgiu și 85% fonduri venite de la Comisia Europeană. Pe acest subiect, după cum știți, m-am contrat foarte rău cu unul dintre consilierii locali ai PNL, care am spus-o și o afirm, mi se pare că este în ultima perioadă, cel puțin, a devenit practic o obsesie a unor membri din PNL de, pur și simplu, a încercat să blocheze orice demers de dezvoltare a județului. Doar să-l blocheze, fără o rațiune anume. Mă referiți la un fost director? Deci se presupune a fi un cunoscător al Să știți că de la dânsul aveam cele mai mari pretenții, pentru că dânsul știe, a fost într-o perioadă înfloritoare a zonei libere. Când în zona liberă stăteau 3-4 firme, se băteau pe câte o parcelă de teren. Deci nu stăteau, cum sunt acum, să stau eu să caut și să încerc să aduc oameni în zona, să încerc să aduc societăți în zona liberă. De asta de la dânsul mă așteptam să am puțin mai multă susținere pentru proiecte care vizează dezvoltarea și spre deosebire de perioada de atunci, zona liberă vine în urmă cu niște datorii acumulate în timp foarte mari. Vă spuneam eu, când am preluat zona liberă, am preluat-o cu 90 de miliarde de datorii. Așa am preluat eu. Și acum vedem că eu practic trebuie să mă descurc pe un buget mult mai mic decât l-a avut domnul Spoială când era dânsul, când menegerea zona liberă. Deci au scăzut foarte mult în casă, în comparație cu ce era atunci. De asta m-aș fi așteptat la un sprijin mult mai bun din partea dânsului, cel puțin. Faptul că asta, zona liberă nu beneficiază de gaze, mi se pare nu știu care au fost rațiunile pentru care s-a ajuns aici, dar eu mi-aduc aminte că la vremea când nu existau gaze în oraș și fostul primar chiar s-a zbătut foarte mult să aducă și a reușit până la urmă să aducă gazele, spunea că acesta este motivul pentru care investitorii nu vin în Giurgiu, pentru că întrebau de facilități, iar gazele naturale erau un principal atu pentru orașul nostru. Iată că a fost și perioada în care s-a făcut aducțiunea de gaze naturale în oraș, dar această zonă industrială n-a beneficiat. Aici vreau să vă spun un lucru. Într-adevăr, așa este, cum spuneți dumneavoastră. Problema este, se pune în felul următor. Zona liberă a fost luată în considerare de către societatea care a adus gazele, ca să nu-i pronunț numele, că n-are niciun rost să-i face reclamă gratuită, că și-au făcut cu vârf și îndesat. Oricum n-au concurenți, așa că... Oricum, exact, deci le merge bine, ca să spunem așa mai pe românește. Au luat în calcul zona liberă ca și consumator. Tocmai asta a fost problema care pe mine m-a deranjat foarte mult la ei. În ultima perioadă am avut niște discuții cu firma respectivă și i-am rugat să-și mențină promisiunile care au fost făcute în trecut. În sensul că în zona liberă nu numai că este un avantaj pentru noi pe plan local că pot veni mai multe societăți, dar este un avantaj și pentru ei din punct de vedere al costurilor. Și al consumului. Fiindcă sunt câteva societăți în zona liberă. Nu să consum eu la Aragaz? Doamne, vorbim de uscătoare de cereale, vorbim de Șantierul Naval, vorbim de Oma, vorbim de societăți care consumă gaz pentru producție. Este în interesul lor. Acum, cum să vă spun, nici nu pot eu să trag eu gazele în zona liberă pe propriul meu buget și ei să încaseze tot. Adică, din moment ce ei au un interes și au un avantaj imediat din această, adopțiune de gaze în zona liberă, eu cred că este normal să îi presez cum pot, din punct de vedere presiunea o fac, că aici nu vreau să interpreteze strictamente vorbind, că alte metode de presiune nu pot să pun pe dânsi, este evident, dar de cuvânt, pentru că dânsii practic au luat în calcul zona liberă și și-au dat la momentul acela cuvântul, presupun, față de domnul primar Iliescu, că vor branșa și zona liberă. Deci asta a fost atunci interesul, exact, în primul rând, agenții economici să beneficieze și apoi, exact, populația, pentru că avea consumul mult mai mic. Deci eu vă spun un lucru. Când am venit de la Linz, prima dată când am fost plecat cu domnul primar Barbu, dânsul a venit cu gândul de a transforma zona liberă în parc industrial. Nu este o gândire rea.
Numai că orice parc industrial trebuie, cum am văzut la Linz, toată industria și tot parcul industrial s-a concentrat în jurul Vestalpinelui. Deci toți sateliții au apărut în jurul unei societăți foarte, unei entități foarte puternice care poate să subcontracteze la mai mulți, la mai multe societăți din activitatea care o desfășoară. Asta trebuie să creăm și noi practic în zona liberă. Dar să încercăm să facem câteva societăți puternice care să poată genera acest parc industrial. Și vă spun că dacă se va face din această zonă o zonă, este gândul meu și eu, sincer, aici mi-aș canaliza un pic mai mult și ca administrație locală fondurile, dacă aș putea. Noi, de la, practic, de la bugetul local, nu am primit niciun fel de sprijin, cel puțin de când sunt eu. Am o colaborare foarte bună cu domnul primar și tot timpul ne-am înțeles și ne înțelegem foarte bine pe toate proiectele. Dar eu aș încerca să dezvolt un pic infrastructura în zona liberă și să încerc să-i dau câteva avantaje pentru a aduce societăți. Pentru că tot vorbim de locuri de muncă. Este singura zonă care o putem dezvolta în sensul ăsta. Afacerile actuale este vechea negustorie și când se spune pierzi, până nu pierzi, nu câștigi. Până nu faci niște investiții, nu poți să câștigi. De asta m-am și supărat foarte rău în Consiliul Local. Am avut un proiect de hotărâre pe lângă bugetul și tarifele, am avut o scădere de tarif pentru o societate. Vedeți dumneavoastră, lucrul ăsta l-am mai practicat și anul trecut, când am făcut pentru o altă firmă același lucru. În sensul că, decât să pierd o societate și să mă trezesc cu un teren pe care eu trebuie să plătesc impozit la stat, mai bine îi diminuez societățile la tariful. Deci, speța a fost în felul următor. Aveam o societate care a venit și ne-a spus, domnule, nu mai putem să plătim concesiunea la dumneavoastră, ne retragem din zona liberă, pentru că vă dați seama că e o pierdere foarte mare. Am avut marele noroc să intervină o altă societate care se dorească să-i preia contractul de concesiune. Numai că ei ne-au rugat, domnule, faceți-ne și nouă reducere de tarif. Era evident că era primul care puteam face să promit societății că voi face toate demersurile în Consiliul Local pentru a obține această scădere de tarif, care s-a făcut fundamentat cu un studiu de evaluare, am intrat în Consiliul de Administrație și m-am dus mai departe în Consiliul Local. Aici a fost o întreagă epopee că nu știu ce se încalcă legea. Nu s-a încălcat absolut nicio lege. Dar dacă eu las toate societățile care nu-și mai pot plăti și îmi cer o reducere de tarif și eu nu sunt de acord cu ele doar pe prezumția că un consilier nu știu ce îi se pare lui, atunci o să ne trezim că în zona liberă mai rămân două societăți și o să zicem că directorul este ineficient. Și atunci? Știți, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, acum mi-aduceți aminte, am avut cu ceva timp în urmă o emisiune extrem de interesantă cu domnul Ștubeanu, care își conduce cu mână de fier afacerile, deși a avut multe probleme în afacerile pe care le-a avut, probleme economice cauzate de situația economică națională sau internațională, ca să vorbim până la urmă. Și printre altele spunea cum este în altă parte și cu controlele acestea care îi termină pe agenții economici și controle din partea statului, ca să spunem așa. Și spunea că acolo rostul unui control nu este să amendezi, să termini, să desființezi agentul economic respectiv. Îi dai un termen să remedieze și îl ajuți să-și remedieze deficiențele pentru că ai nevoie de un producător. Nu să-l desfințezi cu amenzi, cu alte... Trebuie să-l ajuți. Tocmai de asta vă spuneam și vă repet. Mi se pare că ambițiile astea politice pe plan local, eu spuneam și am zis tot timpul și când îmi amintesc că la început de an am sperat că ăsta va fi un an de construcție, că nu ne va mai certa. Efectiv, toată lumea se va sprijini reciproc. Suntem într-un orășel mic, într-un județ mic și sărac. Dacă ne mai și batem, nu rezolvăm să facem nimica. Dar uitați că nu se poate și toate lucrurile astea pornesc de la nivel central. Pentru că vedem, președintele Klaus Iohannis a spus că vrea guvernarea, ăștia se luptă să ia guvernarea, PNL-ul cu PDL-ul sunt disperați. Ce să se întâmple și pe plan local? Normal că ceilalți încearcă și ei la fel să facă. Domne, hai să-l blocăm pe ăla că face, hai să nu-l lăsăm pe ăla și așa mai departe. Lucrul care s-a întâmplat și cu domnul Marciu și așa mai departe. Vedem, tot timpul când face cineva ceva bun, trebuie să fie neapărat contestat sau se încerce o blocare. Dar, mă rog, eu sunt tânăr, am răbdare și am speranță că se va cerne sita ușor, ușor și... Aveți în orice caz, aveți sprijinul celorlalți consilieri din Consiliul Local? Proiectele au trecut toate. Pe mine m-a deranjat că dacă ar fi contestat acest proiect un om care n-avea habar de speță și de problematică, spuneam. Dar la dânsul îl pot acuza de rea intenție. Pentru că știe exact situația zonei libere. Știe că în zonă sunt probleme mari financiare, știu că se fac eforturi foarte mari ca să
peticim pe cât putem ceea ce este acum, fiindcă infrastructura este... Eu cunosc starea, adică nu are rost să mint, să vin să spun, ne-am chinuit, am trebuit să facem acel drum, dar cum e drumul acela făcut, ar trebui să fac încă vreo 4 km de drumuri în zonă. Dar dacă îmi dați voie, așa cum vorbeam, zona liberă a început să existe din 96. Se fac 10 ani. Cred că 19. La anul se fac 20 de ani. Deci în 20 de ani chiar nu s-a făcut nimic? Doamne, nu pot eu să judec asta. Dar nu e vorba de judecat, e vorba de ceea ce vedem, că spuneți că nu e infrastructură. Păi nu, infrastructura eu am luat ce am moștenit, ca să spun așa. Eu am făcut ceva nou. Eu pot să vă spun că eu nu cred că s-a făcut mai nimic din cum văd în ce stare e infrastructura în zona liberă. Și atunci, odinioară au fost bani. Profit a fost? Imens. Păi, haideți să vă spun, am făcut eu profit. În 2014 față de 2013 am crescut profitul cu 298%. În condițiile în care vă rugați de investitori să vină. Exact. Dar în condițiile în care mai faci și licitație, să vezi care din ei dă mai mult ca să concesioneze terenul. Eu vă spun, dacă acum concesionez o parcelă de teren și 2,5 euro este un preț bun obținut, înainte se concesionau cu 6 euro parcele metru pătrat, adică altele erau veniturile. Dar nu stai, din păcate, zona arată cum arată. Vreau să vă spun că aveam pretenții la unii oameni. Da, se pare că au memoria scurtă și vor doar să fie demagogi și atâta. E, domnul Spăială e un consilier... Nu, și încă un lucru. Eu știu ce l-a supărat pe dânsul foarte rău. Dacă nu mă înșel, în urmă cu vreo 7 luni, ceva de genul ăsta, eu am propus excluderea dânsului din adunarea generală a acționarilor a zonei libere. Pentru că în momentul acela era adunarea AGA compusă de 5 membri. Îmi amintesc și acum că la ultimile 4 chemări ale mele de constituire al adunării generale, dânsul nu s-a prezentat și nu însemna absolut niciun document. Rolul AGA care este? Dumneavoastră ați văzut că eu la zona liberă intru cu proiectele de hotărâre în Consiliul Local. Consilierii care fac parte din adunarea generală a acționarilor nu fac decât să parafeze și să consfințească ce s-a stabilit în Consiliul Local. Altceva nu au de făcut. E, în condițiile astea, dânsul nu vrea să însemneze niciun document. Și eu nu sunt genul, știți, eu sunt mai tânăr, poate câteodată am răbdarea un pic mai limitată, că și în timpul ședinței de Consiliul Local, la un moment dat, am combătut de două ori, până la urmă recunosc că m-am aprins, m-am mai enervat un pic situația, adică pedala pe niște lucruri care nu mi s-au părut normale, adică și-au din logica oricărei gândiri și am văzut și când pune problema referitor la unele lucruri când vrea să atace pe domnul Barbu, când zice, domnule, ne gândim la cetățenii orașului, hai să fim serioși, hai să terminăm cu minciunile și cu demagogia asta, să punem o dată punct. E mai greu. Ca și în Consiliul Local și atunci m-am enervat și am solicitat să fie scos din AGA. A fost o mare supărare pentru dânsul că am propus chestia. Am spus și în timpul ședinței de Consiliul Local atunci, domnule, ați absentat de 5 ori la 5 ședințe. Este inadmisibil, pe vă bate joc de societate. Păi nu știu ce mai zis dânsul. Atunci, oricum, s-a votat și a fost exclus din adunarea generală a acționarilor. Și evident că acum am primesc și eu răsplata pe măsură, dar v-am spus, nu-i problemă, eu sunt tânăr, am timp mai mult un pic. Deși suntem la începutul lui 2015, cum sperați să vă prindă sfârșitul acestui an în ceea ce privește dezvoltarea zonei libere? Cu gaze și cu... depunem în februarie, acum la sfârșitul februarie, proiectul pentru drum și pentru cheu. La începutul septembrie sper să primim răspunsul, să fie unul favorabil ca să putem demara. Deci să bagi în gazele și pe aceea să venim să asfaltăm și să facem o mare parte a infrastructurii din zona liberă. Asta este. Dacă reușesc să fac chestia asta, sunt foarte mulțumit. Vă doresc succes, pentru că orice dezvoltare pe plan local înseamnă dezvoltare pentru... înseamnă un trai mai bun, înseamnă acele locuri de muncă pe care toată lumea le dorește, care toată lumea le promite, în special în campaniile electorale, dar sunt ultimele care se lasă... Vreau să vă spun un lucru, referitor la locurile de muncă. Lucru care s-ar putea să-mi atragă un pic o nemulțumire din partea multor oameni. Să știți că locuri de muncă există în Giurgiu. Dar foarte mulți oameni nu vor... sau o parte din oameni, să nu generalizez, nu vor să le acceseze. Eu mă uitam în ultimele 3 zile
am fost foarte bolnav și am stat mai mult acasă. Și m-am uitat pe, și pe posturile locale, mai intens un pic. Și mă uitam la retrospectiva săptămânii, dacă nu mă știu, chiar la Giurgiu TV, că erau materiale referitoare la AJFM. Și că sunt 82 de locuri de muncă disponibile la AJFM, începând de la portar până la administrator de societate și așa mai departe. Nu știu, le benunțau acolo. Le este mult mai ușor, și am observat chestia asta, multora să vină și să zică angajează-mi-l și mie pe ăla, pe X, pe Y, decât să se ducă la AJFM. Nu înțeleg de ce este chestia asta. Adică nu vreau să cred că oamenii se duc și apelează la o pilă doar pentru faptul că o pilă sau o relație, doar pentru faptul de a avea un loc de muncă mai lejer. Noi trebuie să învățăm un lucru. Și chestia asta am văzut-o și la Linz și am văzut-o și la Viena, inclusiv în aparatul administrativ al lor. Domnul, oamenii muncesc. Prietenia și relațiile nu și-au loc la locul de muncă. Când am plecat de la locul de muncă, suntem prieteni, nu mergem la un suc, la o beră, la nu știu ce. Dacă suntem acolo, muncim și știm de ce suntem plătiți și nu are rost să supraîncărcăm nici aparatul administrativ, cum nu se încarcă nici aparatul privat în general. La o firmă privată știți foarte bine. Ai 5 oameni care îți muncesc și ea trebuie să-ți producă. Noi ne-am învățat așa să facem niște aglomerări extraordinare și pe aceea ne trezim că intrăm în incapacitate de plată. Asta s-a întâmplat, din păcate, cu statul la noi. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și ar face subiectul unei emisiuni întregi să discutăm despre pofta de muncă a românilor. Da. Pentru că aici e un subiect și eu, în vasta mea experiență de ani de zile, am avut și emisiuni cu fostul director al șantierului naval în perioada când veniseră de curând acolo cu domnul Mocanu, în care venea și prezenta oferta lor de muncă. Aveau oamenii de oferit vreo 400 și ceva de locuri de muncă pentru diferite meserii, iar pentru cei care nu cunoșteau meseria respectivă, oferau școlarizare plătită. Pentru cei din județ, plecau și în județ, aducă, le ofereau cazare, le ofereau... Doamne, și acum îi aduc oameni sudori și muncă calificată, aduc din alte județe. Pentru că n-au găsit aici. Despre asta vorbim. Da? Adică... Și n-au găsit. Și atunci singura posibilitate pe care au avut a fost să aducă din altă parte. Ori, aici e de discutat și nu vreau să mai comentez mai mult. Atâta timp când într-un oraș în care oamenii se plâng de locuri de muncă, să... Tu, ca societate comercială, să aduci de la 80 de kilometri, 100 de kilometri sau de la Galați oameni, se pare... Despre asta corect. Vă spun și mi-a venit în cap, pentru că în urmă cu două săptămâni am avut un astfel de dialog cu o persoană și spuneam, a venit la mine să mă roage să îl sprijin dacă există un loc de muncă în zona liberă. Și am spus, domnule, du-te la AJFM. Sunt locuri de muncă și mai mult mi-am întâlnit convingerea când am văzut materialele acestea. Da, sunt locuri. Toată lumea știți cum spune, da, hai te rog eu, ajută-mă tu dacă poți. N-am cum să te ajut. Sunt locuri de muncă, domnul director. Da. Sunt locuri de muncă. Da. Presupun muncă. Asta vă spun. Ori acum depinde ce înțelege fiecare prin muncă. Aici e problema. Așa că subiectul acesta l-am putea dezbate mult timp de acum încolo, pentru că aici e o problemă. Nu numai la lipsa locurilor de muncă. Într-adevăr, nu sunt foarte multe, dar ele există. Și atâta timp cât există și unele, să știți că dacă urmăriți cele făcute publice de la AJFM, unele se repetă luni de zile. Da. Deci nu sunt ocupate. Mă rog. Poate cu o altă ocazie să vorbim de lucrul acesta. Vreau să ne întoarcem la Consiliul Județean. Și așa cum spuneam, nu pentru că mi-ar face o plăcere deosebită sau aș avea o obsesie cu Consiliul Județean, dar reprezintă un izvor nesecat de subiecte pe care ni le dă. Iar referitor la acest subiect, spuneam că ceea ce s-a emanat, ca să spun așa, din partea Consiliului Județean, este un efect al luptei pentru majoritate. Și este vorba de numirea unui consilier județean ca director al Muzeului Județean Teohari Antonescu. Este vorba de domnul Constantin Butur. Da. Și vreau, de la început, să lămurim așa cum. Nu mă interesează numele de Vasile Mustățea, ci mă interesează președintele Consiliului Județean. Nu mă interesează nici domnul Constantin Buduru ca persoană, ci consilierul județean care poate sau nu poate, sau omul care poate să ocupe o astfel de funcție sau cât este de potrivit pentru o astfel de funcție. Ce părere aveți? Aici este un subiect foarte amplu și cred că am putea discuta 3 emisiuni despre el, dar o să încerc să fiu cât mai concis.
Domnul Ustățe a încercat aceste, să arunce aceste nade cu funcții la mai multe persoane. O să mă întorc și la domnul Buduru în final, dar vreau să fac un scurt preambul înainte. Și una dintre ele am fost chiar eu. În urmă cu un an de zile, știți foarte bine că se vehicula, sau mai mult de un an de zile, că o să mă duc vicepreședinte la Consiliul Județean în locul domnului Marciu. Și la un moment dat am avut o discuție cu domnul Marciu. M-a chemat, îmi amintesc și acum, la dânsul în birou și mi-a zis, uite, bă, Răzvane, avea așa, mi-am zis acum, două maldere de hârtii pe birou și mi-a zis, uite, asta fac și tot ziua la Consiliu, încerc și o să cer un document de acolo, un document că nu-mi dă nimic, Vasile, să fac. Și eu zic, nu, Marciu, că sunteți vicepreședinte. Da, nu-mi dă nimic. Și atunci mi-am dat seama, unul la mână, că nu cred că va exista, nu pute exista colaborare cu domnul Mustățea a niciunui vicepreședinte de la Consiliul Județean. Și unul îmi spunea de această funcție, doi, pentru timpul, vezi că PSD-ul încearcă să întoarcă, să facă, să-și facă avantaje proprii, când de fapt cred că era lucru tocmai de eu, fiind atunci un pic mai nou în mecanism, nici nu le analizam atât de bine problemele. Dar după ce am avut discuția cu domnul Marciu, mi-am făcut o imagine total diferită față de acest om. Un om care muncește și un om care își vede treaba lui. Și un om care era, cum să vă spun eu, nu cred că ține atât de mult la funcția de vicepreședinte de Consiliu, dar pentru ce s-a întâmplat... Oricum ar rămâne consilier județean, dacă n-ar mai fi. Pentru ce s-a întâmplat, cum să vă spun eu, a fost o palmă dată unui om care a muncit. Unui om care a reușit să aducă enorm de multe fonduri și o să intru în problema asta, dar ca să rezolv problema cu funcțiile. Deci, pe de-o parte, a încercat să mă ademenească și pe mine, nu a reușit. A încercat aceea schemă cu domnul Clement Ilie. Care parțial a ținut. Nu, a ținut până când domnul Clement parțial a văzut ce i s-a cerut. La acel moment îl pusese director la Centrul de Conservare al Valorilor. Și a cerut să-l saboteze pe domnul primar Barbu. Bine, acum îl văd că iese și spune că domnul primar este un om bun, a ieșit el într-o conferință și că i-a sabotat de alții, nu știu ce spune el în anumit, într-o publicație anci, dar nu mai contează asta, dar asta ca să vedeți demagogia până unde duce și cât de scurtă crede domnul Mustățea care, că e memoria colectivă a giurgiuvenilor. De asta vreau să o reîmprospătesc constant. I-a oferit domnului Clement acel post, după aceea a cerut să voteze împotriva domnului vice Vladu, să-l dea jos pe domnul Vladu odată și pe de altă parte să... Deci, practic, să reconfigureze majoritatea în Consiliul Local. S-a reușit parțial în acel moment, știți, cu să excludem doi consilieri și, mă rog, au intrat lucrurile pe un făgaș normal, a reușit să stabilizăm Consiliul Local, practic, se intra, cum să vă spun eu, se intra într-un colaps administrativ, dacă se... Până la urmă mergeau lucrurile până unde vrea domnul Mustățea. Domnul Clement a fost un om cerebral și un militar de care nu-și pierde niciodată, din punctul meu de vedere, anumite atribute și a plecat cum era și normal. De fapt, domnul Mustățea i-a spus să plece, din câte am înțeles, și a pus o presiune foarte mare pe dânsul. Revenim în zilele noastre și mi-amintesc că pe domnul Buduru nu este la prima funcție de director. Am mai avut o funcție de director și pe la protecția copilului, la un moment dat, la care a renunțat și acum vă că a luat-o pe acesta. Eu vreau să-i spun un lucru domnului Puduru. De fapt, cred că dânsul are destul de mai multă experiență politică ca mine, că e mai vechi. Nu cred că are viață lungă cu domnul Mustățea. Că domnul Mustățea decât se folosește de oameni. Să-și conserve propriile lui interese. Și atât. Dar ar trebui să veți un lucru, domnul Mustățea. Când sap groapa altuia, risă castunia. A încercat să-i sape groapa domnului Barb, a încercat să-i sape groapa domnului Bădălău și la mai mulți. Iată că toți ceilalți sunt au reușit să obțină rezultate bune și în alegeri și în campanii și peste tot și vedem că cu toate strategiile care dânsul le-a făcut de-a lungul timpului a reușit performanța de a pierde conducerea Partidului Național Liberal. Bun, o să vorbim și de asta probabil, dar știți ce mă nemulțumește pe mine? Pentru că pe acest mandat de numai 2 ani putem vorbi de, sau nu să mai putem vorbi până la sfârșitul mandatului, de cultură în orașul ăsta. Am vorbit în nenumărate rânduri de situația dramatică prin care trece Teatrul Valah, Teatrul Ion Barbu sau cum se numește, Tudor Vianu, cum se numește acum. Starea de degradare în care a ajuns, lipsa investițiilor în atâția ani. Muzeul, oamenii aceia de acolo, o mână de oameni care sunt specialiști
și au muncit extraordinar de mult să țină la un anumit nivel muzeul. Ori, mi se pare aberant să aduci un om, numai pentru că este un vot în Consiliul Județean, un om care e de factură inginer și care n-a avut treabă sau care e un director de carieră. Pentru că nu poți să fii director la Direcția pentru Protecția Copilului, pormă să îl iubești un post de director la muzeu, te duci la muzeu, dacă maternitatea rămâne fără director, te duci director la maternitate, numai ca să ocupi un post de director. Este aici, o jignire imensă adusă oamenilor de acolo care lucrează. Domnului aici, Alexa, domnului Păunescu da. Cred aici, că se răsucește în mormânt domnul Traian Popa. Ăsta este modul lui Vasile Musese de a conduce județul. Așa înțelege dânsul. Pentru dânsul nu există decât un singur scop. Majoritatea în Consiliul Județean. Și atâta. Când a fost dată ordonanța 55... Sunt probleme mari acolo. Nu s-au dat bani suficienți. Păi probabil acum a venit domnul Budură să-i aluce și bani necesari ca să vină dânsul salvator. Dar haideți să vedem cât durează și deal-ul asta. Pentru că vă spun un lucru. Tot referitor la Vasile Mustățea și la încercarea lui disperată de a acapara cât mai mulți consilieri. Când a venit OK55, spunea, domne, noi nu luăm pe nimeni. Cum să nu? Au luat de la PPD, de la au luat pe Dobrotă, la PNL. Cât pe ce să-l ia și pe Magdare, Stelian. Numai că s-a reușit redresarea un pic și dânsul, până la urmă, și-a dat seama de, mă rog, ce fel de om este, chiar îmi spunea acum câteva zile domnul Mustățea, și a optat pentru PSD. Dar și acum se încearcă în continuare. Se încearcă acapararea cât mai mult. Eu nu înțeleg la ce trebuie această majoritate, că nimeni nu vrea răul județului. Deci niciodată nici PSD-ul nu a venit să susțină un proiect, cum să vă spun eu, care ar putea aduce atingeri grave, nu știu, dezvoltării economice, sociale ale județului. Tind să cred că vrea această majoritate pentru că are alte interese personale, pentru că nu-mi dau seama altfel de ce se bate atât de mult pentru această majoritate. Nu vrea nimeni să-i facă niciun rău. Da, v-ați permite în calitate de consilier județean să votați împotriva unui proiect care vizează dezvoltarea unei zone a județului? Doamne, niciodată. Cu atât mai mult mărturie stau banii care s-au adus de către vicepreședintele Marciu în acest județ pentru dezvoltarea comunelor. Păi, noi aducem bani și nu vrem să dezvoltăm? Păi, e un lucru ilogic. Adică, mă rog, eu vă spun un lucru. Domnul Buduru, din păcate, va deconta chestia asta din punct de vedere al imaginii dânsului, cred. Pentru că oamenii văd. Eu cred că, în general, în viață și politic trebuie să fii conservent. Nu poți să sai de colo-colo. Bine, domnul Buduru nu poate fi acuzat de stabilitate politică. Eu spun cum cred eu că e normal. Ce face dânsul este treaba lui, eu nu-l judec. Dar lui a fost foarte labil politic, ca să zic așa. Eu cred că lucrurile astea, repet, se văd și se decontează. Nimeni nu suportă genul ăsta de oameni care se duc într-o zi director acolo, director acolo. Eu dacă, nu știu, mâine PSD-ul, să zic că aș fi ocupat o anumită funcție sau că aș avea o funcție dată la nivel central de către partid și ar pleca PSD-ul de la guvernare și ar trebui să mă retrag, mă retrag, nu mă duc la PNL ca să mențin funcția sau să încerc altă joncțiune. Nu, ăsta este mersul normal al lucrurilor. Adică așa o văd. Nu pot etern să fiu pe cai mari și să sar din barcă în barcă. Nu e regulă, înseamnă că e o problemă de caracter. Deci nu știu de ce muzeul acesta a fost așa marginalizat și folosit ca... Domnul, muzeul e marginalizat, spitalul e marginalizat, teatrul e marginalizat. A, apropo de spitalul județean, s-a amânat iarăși concursul. Iar s-au modificat condițiile de concurs, iarăși se... Eu am spus-o acum două luni, cred că pe acest subiect, că până la urmă vom avea o firmă privată care va câștiga, se va scoate la licitație sau se va face ceva, va fi o firmă privată și Vasile Mustăța își va aduce managerul care îl vrea el la spital, angajat de acea firmă privată. Cred și veți vota, atunci veți fi de acord în condițiile în care există experiența județului, doamne, Călăraș, doamne, sau a spitalului, doamne, de județean Călăraș, n-am să votez, unde n-am să votez. Tot liberalul Filipescu i-a șutuit pe toți care au fost, inclusiv... Păi nu, dar eu sper să nu se întâmple chestia asta, că acum avem un președinte nou la PNL venit tocmai de la Călăraș, care știe experiența negativă și probabil îi va spune domnului Mustățea să nu facă asemenea greșeli cum s-au făcut la Călăraș. Eu așa mă gândesc că se comunică totuși în PNL. Deci vreau să vă spun că este pentru prima dată din lunga mea experiență în presa locală când colegii mei
angrenați în diferite publicații, mă rog, aici nu discutăm de orientarea sau de eu știu, fiecare ce preferă să parte politică preferă, dar în unanimitate au fost toți de acord asupra câtorva probleme și și-au exprimat nemulțumirea toți, indiferent pe ce voce au cântat. Este vorba de concursul pentru ocuparea postului de manager la Spitalul Județean. Aici toată lumea a fost de acord că trebuie să se facă ceva pentru că nu mai poate continua situația în care se află spitalul, și apoi despre această numire de la Muzeul Județean. Asta mă face să cred că dacă oameni care văd lucrurile altfel, din unghiuri diferite, ajung să vadă același lucru, înseamnă că așa este. Nu este o problemă. Repet, eu sunt totul, dar de fapt știți, cel puțin la spital am fost, cred că, unul dintre cei mai vocali oameni. Mi s-a și tras pe de altă parte ce mi s-a tras, dar și am să continui să fiu, pentru că este un subiect care atinge, cum să vă spun, mă atinge inclusiv pe mine. Că și eu, dacă am o problemă și mă simt rău, mă duc la spital. Ori nu pot să mă duc într-un spital în care sunt grave probleme de la manageria pornește totul, să știți. Nu e numai strict, vorbim numai de ștate de plată sau, nu, vorbim de medicamente, vorbim de modul cum se trebuie. Dar dacă îmi dați voie să spun acum, faceți parte dintr-un partid care se află la guvernare. Ministrul Sănătății este al partidului din care faceți parte. Eu nu știu, cred că trebuie să ajungem la ministrul Bănicioiu să spune, într-adevăr, spitalul este în ograda Consiliului Județean, dar sănătatea e în administrarea Ministerului Sănătății, doamne, până la urmă. Eu mi-amintesc foarte bine că în perioada campaniei electorale am fost la o emisiune chiar cu pe un teren minat. Am fost cu președintele Gheorghe Ștefan, așa îl cheamă parcă, și cu domnul Mustățea. Și printre altele, la acea emisiune, ca să fac o scurtă paranteză, loc să vorbim de prerogativele președintelui, mă întreba de agricultură moderatorul de la acea emisiune. Nu înțeleg ce treabă avea agricultura cu președinția, dar în fine, ținea de guvernare. Dar trecând peste asta, se băteau cu pumnul în piept: domne, proiectul lui Klaus Iohannis este de alocare de fonduri pentru educație și sănătate. Ei, vedem că domnul Mustățea are anul ăsta un buget foarte mare alocat, în jur de 600 de miliarde. În condițiile în care se plângea că nu are bani. Eu aș vrea să văd acum cât alocă dânsul din bugetul ăsta spitalului. Că așa e normal. Mergem pe ce a susținut liderul lor de partid de la acea vreme. Hai să vedem. Că noi, și domnul președinte Bădălău a spus, domne, prioritatea noastră anul ăsta, în anul ăsta de construcție, că nu mai vrem scandal, prioritatea este sănătatea și educația. Dar ce vreau să vă întreb? Banii veniți anul trecut de la Ministerul Dezvoltării pe drumuri. Pe drumuri, pe proiecte de apă, de canalizare, a degrevat Consiliul Județean de cheltuieli? În ce sens? Dacă l-a degrevat, dacă i-a cheltuit banii sau... Nu, faptul că au venit bani direct de la Ministerul Dezvoltării pe proiecte, Consiliul Județean nu va mai trebui să mai aloce bani pentru acele proiecte, pentru drumuri, pentru canalizare, pentru... Și atunci bani, înseamnă că automat rămân bani mai mulți? Bani, eu gândesc logic, bani, dumneavoastră îmi spuneți cum este tehnic. Păi nu, eu vă mai spun tehnic alt lucru. Au venit bani 1000 de miliarde în județul Giurgiu, tocmai pe acest OG28 contestat de Vasile Mustățea, pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Deci au fost enorm de degrevate, enorm de degrevat a fost și Consiliul Județean, pentru că s-au adus bani foarte mulți de către echipa PSD-ului. Asta încercam să spun. Dar vin eu și vă spun altceva. Păi în condițiile în care, și nu e în regulă să fac afirmația asta, dar am să o fac pentru că nu este unitar împărțită suma de care o să fac vorbire. În loc să alocăm bani la spital și la teatru, stăm și dăm bani la anumite fițuici, peste 100.000 de euro se dau din bugetul Consiliului Județean, pentru promovare. Pentru ce promovată Consiliul Județean? De ce nu dăm banii ăștia la spital? De ce încărcăm societățile de concentrate din suburbia Consiliului Județean cu contracte de sponsorizare? Că se încarcă foarte mult. Astea sunt problemele, de fapt, care ar trebui, așa ar fi trebuit să se pună probleme. Eu înțeleg că fiecare trebuie să trăiască, dar hai să trăiască toți. Hai să trăiască toate televiziunile la fel, hai să trăiască toate publicațiile la fel. Aici a fost problema. Nu să alocăm 1,5 miliarde către o singură societate,
care face ce? Toată ziua să scrie că Vasile Musa e cel mai bun. Domne, și enervează la un moment dat. Aici este problema, că într-adevăr presa locală, indiferent că e ea audio, video, că e scrisă, că e online, are nevoie de sprijin, pentru că e nevoie de presă. Repet, eu nu contest, dar... inclusiv eu sunt un om care sprijin presa. Problema este că eu nu am bugetul și nu am aparatul Consiliului Județean, da? Eu nu cred că ce face domnul Mustățea cu presa este normal. Pentru că face doar cu o parte din presă. Cu partea care este dânsului favorabilă și care scrie numai de dânsul. Vreți să vă spun, cei care au primit acești bani vor spune, da, dar noi am prestat niște servicii. Consiliul Județean a cumpărat niște servicii. De acord. Eu vă demonstrez cu arhivele ziarelor respective că nu s-a respectat contractul. Mai mult de atâta și nu cred că intrăm în acest subiect. Nu cred că da. Da. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în anul acesta. Pentru că aș vrea să ieșim din sfera locală, ca să zic așa, și să vorbim puțin și despre această dezvelire a cumplitei corupții care s-a înrădăcinat în România în ultimii 10 ani și care începe să scoată la iveală, ați văzut bine, chipuri hidoase. Am ajuns să vorbim de șpagă de 10 de milioane de euro. Asta în condițiile în care în România sunt oameni și nu oameni care n-au muncit. Oameni care au muncit 10 de ani și încearcă să subziste, ca să zic așa, cu pensii care nu le ajung. Oricât ai încerca să tragi de banii ăia, n-ajung de la o lună la alta. Sau se uită îngroziți că știind că pe 15 ale lunii vine pensia, se uită cu groază că 15 pică sâmbătă și vor trebui să mai aștepte și duminică până luni, când va veni poștașul cu banii. Este cumplit. Da. Și aici nu vorbesc de cei de care spuneam că nu vor să muncească, pentru că există și din cei care trăiesc în sărăcie pentru că nu vor să muncească. Aici vorbim de oamenii care au muncit și care muncesc. Pentru că aici mai tragic mi se pare, cei care nu muncesc, asta e, că până la urmă așa se spune, nu muncești, nu ai. Dar sunt oameni, ce facem cu cei care muncesc? Ei, și în condițiile astea, în perioada în care până și ajutorul de șomaj era tăiat cu 25%, deja vedem acum că au existat oameni care vehiculau așa, într-o sacoșă la minister sau duse în altă parte, sute de mii de euro. Vreau să vă spun că acum, deși în campanie electorală tot timpul am fost un susținător fervent al lucrurilor că regimul Băsescu a fost cel mai distrugător regim care l-a putut avea România și ce a creat tot sub el. Iată că acum avem și dovada că toate reducerile de pensii la militari, la pensionari, reducerea de salarii la funcționari și tot ce s-a întâmplat, practic a fost o disperare a lor de a face cât mai mulți bani cât timp au fost la putere. Asta ne-a dat. Păi vă spun un lucru. Nu cred că a existat un guvern și încă nu s-a văzut totul. Dar ne uităm că majoritatea miniștrilor din acea perioadă care au activat, majoritatea au ajuns la pușcărie. Și vorba dumneavoastră, mă uit la Cocoș, 9 milioane de euro, 16 milioane pe retrocedări de terenuri sau, doamne, sunt sume fabuloase. Deci asta deci, el lua și 9 milioane ca celălalt să ia 60? Da, nu, dar stați un pic, știți că s-a făcut, făcea Traian Băsescu caz foarte mai cu Adrian Năstase, caz de corupție. Da. Nu, Adrian Năstase e copil. E copil în comparație cu ce au făcut deci, ăștia. Deci motivul pentru care Adrian Năstase a făcut pușcăria e jenant. Nu, deci... Dacă o luăm așa în comparativ cu ce au făcut ăștia. Elena Udrea este și mă uitam, îl blamează pe generalul Coldea. Păi, îi fac apel la memoria colectivă. Generalul Coldea este omul care a fost susținut de Traian Băsescu cel mai aprig. El l-a pus acolo, adjunctul șefului. Domnul Coldea, vă întreb, în ce țară trăim? În 2015, membri ai Uniunii Europene, membrii NATO, un fost demnitar al statului, oficial, că a fost ministru doamna Udrea, și neoficial prima doamnă în stat, ca să spun așa, iese și spune că în țara în care eu trăiesc, muncesc și număr bănuții ăia acolo așa și îmi duc zilele, cine are cătușele deține puterea. Dom'le, eu trăiesc în România, nu știam că trăiesc într-o țară sud-americană.
Nu, dânsa a ajuns la o disperare. Cum se poate, cum poți să afirme așa ceva? În ce țară am trăit? Sau în ce țară trăim? Nu, probabil că asta au încercat să creioneze ei cât au fost la putere, să creeze un sistem destul de opresiv, dar cred că nu l-a reușit. Eu cred că sistemul în momentul ăsta își face treaba și își face treaba bine, pentru că se pare că doamna Udrea, femeia care nu putea să doarmă noaptea de problema creditelor care le are de achitat la stat și se trezea cu un bloc de imobile, ori acum să-mi fie cu iertare, din salariul de deputat, ministru și ce funcție să pe pământul ăsta, nu poți să-ți faci un bloc de apartamente, este imposibil, se pare că acum le decontează și vedem că tot ce a făcut și a încercat să-și facă imagine, gala bute, telegondole, tot ce a făcut se întorc împotriva dânsei. Iar dânsa spune chestia asta și, repet, și cu generalul Coldea și cu tot, sunt disperările dânsei că nu mai are ce să facă. Se simte că s-a strâns lanțul jurul. Aceasta a făcut parte dintr-un guvern. Doamna, ei au făcut parte, ei au condus țara nu cu profesionalism, cu tupeu. Ei asta au știut să facă. Mi-amintesc că la un moment dat în, nu mai știu, 2008 sau 2009, au schimbat într-o noapte toți prefecții. Au schimbat toate de concentratele. Tot. Deci a fost o lovitură cum nu cred că a mai dat-o niciun partid niciodată. Nu se ținea cont care examen dat pe post directorul la ITM. Îl schimba. Tot. Au ras tot. Și și-au pus, și-au făcut propriul lor sistem. Asta au și încercat. Un sistem mafiot și ticăloșit care acum, ușor, ușor, vă dați seama, nemai fiind în frunte protectorul, începe să se destabilizeze. Și vedem, păi, nu vreau să fac eu tot felul de pronosticuri, dar cred că o să-l vedem și pe domnul Boc pe la declarație, o să-l vedem și pe domnul Berceanu, o să-i vedem pe mai mulți. Ușor, ușor. Nu, ce să fac, au luat, deci gândiți-vă așa, s-au tăiat fondurile. Uitați-vă, haideți să o luăm altfel. Anul trecut România, că acum de bine de rău asta am învățat platforma domnului Ponta, n-am avut ce să fac. Am avut creștere economică, da? În ultimul trimestru. Păi cum s-a reușit creșterea asta economică și înainte tăiam salariile, tăiam pensiile și tăiam tot. Că practic nu poți zici că s-a creat industrie nouă, s-a făcut ceva. Nu, pur și simplu s-au ținut mult mai bine în frâie cheltuielile. Păi, despre ce vorbim atunci? Vă dați seama cât s-a putut fura de a ajuns să taie pensiile? Sau cât și-au dorit? Ce mă uimește tupeul celor care au făcut parte din fostul guvern al PDL, pe vremea aceea, pe vremea când se dădeau tunurile acestea imense și noi ne număram bănuții în portofel, ies acum sub aripa protectoare a noului PNL, că și aici ar fi o altă discuție de făcut, așa, și vorbesc ca și cum, știți cum e zica la aia, usturoi n-a mâncat nici gura nu-i miroase. Dumneavoastră. Și știți ce m-a indignat? Spune așa, doamna Andreea Paul Voș, așa, da. Zice, ce vreți să le oferiți celor pe care vreți să-i luați alături? Și doamna răspunde, nimic altceva decât bunăstarea românilor. Dumne, vă închipuiți ipocrizie mai mare decât lucrul acesta? Dumneavoastră nu acuzați tupeul, dumneavoastră acuzați demagogia de care făceam și o referire mai devreme. Că așa cum Vasile Mustăța este și plânge tot timpul și spune că îi pasă de cetățenii județului și orașului și nu cred că îi pasă de absolut nimeni decât de propria lui persoană, așa fac și politicienii pedeliștii mascați în noul PNL. De asta și atacam și spuneam și în timpul... Și o să vedeți. O să vedeți cât dau din coate și ce fac. Chiar dacă președintele Iohannis ar avea intenții bune, disperarea lor de a ajunge la guvernare va duce la destabilizarea situației în țară, ușor, ușor. Fiindcă ei nu pot, ei trebuie să fie tot acolo să se branșeze, că ei nu înțeleg. De asta sunt și eu... Asta însemna sloganul ne-am luat țara înapoi? Da, nu, da, că vor puterea înapoi. Eu vă spun un lucru. De asta sunt și supărat pe clasa aceasta mai vârstnică, politică un pic, pentru că demagogia lor, practic, nu este decât un regret al lucrurilor, că nu mai sunt în anumite funcții, pentru că ei nu înțeleg, ei, dacă se duc pe o funcție, trebuie să-și facă interesele lor proprii, să se branșeze cu o firmă acolo, să facă un contract acolo, să facă o construcție, pe nu interesează dezvoltarea. E, și în disperarea lor de a atinge aceste scopuri și de a ajunge din nou pe anumite funcții, vin și fac vorbire despre poporul român și despre lucruri care lor le sunt total străine, dar le fac, cum să vă spun eu, mă uit câteodată, au o actorie atât de bună încât și o actorie și numai și fac, practic, jignesc și toată populația, că oameni care îi cunosc și știu ce au făcut,
Acum vin și le spun, știți, iertați-mă că eu de fapt nu sunt ăla de atunci, eu m-am schimbat acum, sunt în nou PNL și acum sunt alt băiat, sunt un băiat mai bun. Nu, la fel de răi sunt. Da, n-ați observat că se spunea că pe 16 noiembrie anul trecut s-a dat un semnal. Am acceptat că s-a dat un semnal. Lumea a vrut, au ieșit în stradă și au vrut altceva. Eu nu știu dacă lumea asta a vrut. Doamnă, la 3 zile, eu mi-amintesc foarte clar dezbaterile. Și mă uitam și monitorizam destul de atent și spațiul virtual. Lumea spunea, domnule, este prea mult pentru un partid să aibă și președinția și guvernarea. Ok, s-a dat semnalul și am înțeles. Acum, la 3 zile după ce a câștigat domnul Iohannis, ce a ieșit și a spus? Domnule, vrem total, vrem puterea, vrem toată puterea, vrem și guvernarea. Dar vă dați seama câte presiuni pune Blaga, câte presiuni pune Falcă, câte presiuni pune Andreea Paul Voș, câte presiuni pune Răzvan Ungureanu, care acum îl văd consilierul personal al președintelui, dar în același timp nu pot să uit că a ieșit în timpul campaniei cu o zi înainte de vot și a transmis către Unguri un mesaj în limba maghiară, deci un român vorbea în limba maghiară către cetățenii maghiari să-l voteze pe Iohannis. Și după aceea, dacă îl întreb, el vorbește de patriotism. Dar știți că oamenii care l-au votat pe Iohannis au senzația că, fiind pus de ei președintele, prin votul lor, au și dreptul să îi spună ceea ce cred ei de cuvință. Și să-l determine să facă așa cum vor ei până la urmă. Și au avut reacții împotriva câtorva care s-au aciuat lângă președinte, atrăgând atenția că nu pe voi v-am votat. Și nu l-am votat pe Iohannis ca să veniți voi lângă el. Da, mă rog. Doamne, au apărut și vor apărea și vor fi, vă spun, orice cred oamenii. Acum, anul 2015 ar fi trebuit să fie un an liniștit, mă gândesc eu, pentru că este un guvern stabil, votat, și legitim, și așa. Eficient. Mă rog, și cât e de eficient, vom vedea că toată lumea hotărăște până la urmă la vot. Deși ne-am convins și cum e cu votul. Dar sunt multe lucruri care au rămas nelămurite. Avem Toată lumea vrea schimbarea Constituției. Nu se face vorbire de așa ceva. Toată lumea vrea să se schimbe sistemul de vot, să se renunțe la votul uninominal, care a fost un dezastru, se spune. N-am văzut să se demareze discuții pe tema asta. Vrem alegeri anticipate, dar pe vechiul sistem, până la urmă, pentru că nu s-a schimbat nimic. Acestea au fost niște proiecte. Va trece timpul și în țară nu se va schimba nimic până la urmă, decât vor fi înlocuiți unii cu alții care vor face la fel ce au făcut și cu 2 mandate în urmă? Nu, eu totuși sper, dar din ce văd că se întâmplă, nu cred. Cred că rămân cu speranțele, că dorința de putere a PNL-ului este mult mai mare decât orice dorință de dezvoltare națională. Referitor la ce mi-a spus dumneavoastră, asta îmi pare rău că atunci, mă scuzați, când că trebuie să spunem PNL, pentru că acest partid este, dar noi nu ne-am referit la membrii PNL, membrii PNL-ului, ci vorbirea a fost făcută despre pedeliști care s-au alipit lor. Asta da, e, acum asta e realitatea. Nu, asta e realitatea. Da. Ei s-au mascat foarte bine, pentru că știu foarte bine ce au făcut. Da, ați observat că de la alegerile pe care le-au pierdut de la căderea guvernului atunci, niciodată n-au candidat la nicio alegere sub sigla lor. Categorie, și au schimbat pe mine. Repet. A fost ca un cameleon care schimbă culoarea în funcție de necesități. De asta îmi doresc ca oamenii să țină foarte bine minte tot ce s-a întâmplat și să judece în consecință. Să nu se mai lase manipulați de poleiala asta nouă dată care și-o dau ei intrând sub alte sigle sau în alte partide. Dar referitor la modificarea la alegerea pe liste, la alegerea uninominală, la modificarea Constituției, sunt proiecte care și le-a asumat. Inclusiv premierul, în programul vechiului USL erau puncte foarte importante și cred că în continuare sunt niște puncte, haideți să vă zic, acest vot uninominal este un vot relativ periculos. Și vă și spun de ce. Vedem că avem o calitate a parlamentarilor relativ slabă în Parlament. Și prin prisma legilor care se promovează sau și la coduri vorbim, și codul de procedură, și codul civilă, și penală, și tot ne trezim cu niște sincope legislative. De asta votul pe listă este mult mai important, pentru că ne trezim că în votul uninominal este un băiat de treabă, consilier local, consilier județean, parlamentar, iar votul pe listă ne trezim că este tehnocrați. Că toți zic, domne, vrem un guvern de tehnocrați, vrem un parlament de tehnocrați, de 300 de oameni. Dar hai să punem oamenii la locul lor. Pentru că doctorul acela care poate fi extrem de bun în Comisia de Sănătate,
nu are același limbaj și același aport la un cetățean când se întâlnește cu el, cum îl are un băiat de treabă, care se întâlnește și zice, a, ce mai faci, bă, hai să bem o bere, nu știu ce. Și ce, uite, bă, ce băiat bun este. Și te întrezim când cu un deputat sau un senator sau un consilier local sau județean care are, nu știu, n-are nici facultate, n-are nimic, așa, dar te trezim cu el acolo, că ridică mâna. Și nu știu pe ce ridică mâna. De asta. Exact. Eu cel puțin ca alegător nu mai vreau să văd în Parlament intrați parlamentari pe care lumea nu i-a votat. Pentru că aici a fost o mare greșeală. De aici a explodat deci și numărul foarte mare. Nu este posibil ca, oameni, candidați pe care oamenii nu i-au votat și au ieșit pe locul 3 să ajungă în Parlament în detrimentul celui care a ieșit pe locul 1, măcar să se țină cont de ierarhie. Corect, da. Măcar atât, chiar dacă nu se îndeplinea pragul de 50%. Dar nu poți să încarci să te trezești că avem 15.000 de parlamentari în oraș pentru că în județ pentru că așa a scos calculatorul de acolo. Da. Da, nu, așa este, eu vă dau dreptate. Prefer de dreptate. Deci vreau, cel puțin vreau să iasă cel care a ieșit, chiar dacă nu convine mie sau nu e cel votat de mine, dar a fost ales de cetățeni. Eu vă spun că votul pe liste este mult mai bun și mult mai, o să vedem, are un impact mult mai benefic pentru țară decât vom votul vedea dacă vom România. Ajunge că la stadiul la care se desfășoară activitatea politică, aici deocamdată e vorba numai de lupte pentru accederea la putere. Atât. În rest, prea puțin interesează de promisiunile care au fost făcute despre toate aceste lucruri care au rămas nerezolvate, inclusiv votul în diaspora. Nu mai interesează pe nimeni acum. De unde toată lumea plângea de focul diasporei, acum nu mai interesează pe nimeni. Și în campanie. Astea sunt strategii care au un impact emoțional asupra unor oameni. Dar credeți că oamenii se vor mai lăsa păcăliți? Doamnă, vă spun un lucru. Sincer, cred că da. Pentru că îmi amintesc perfect și în primul tur când a fost. Cât s-a explicat problema diasporii tuturor, că practic nu a fost un blocaj, a fost problema acelui chestionar care trebuia completat. Într-adevăr, nu s-a gestionat bine către ambasade, dar s-a transmis, domne, pe de altă parte și PNL-ul ducea autocare încărcate cu oameni la secțiile de votare, votau și se puneau iar la coadă. Dar dacă spuneam, zicea toată lumea, domne, veniți cu dovezi. Era, cum să vă spun eu, deci s-a lucrat atât de bine la subconștientul oamenilor și oamenii au marjat. Acum eu sunt curios ce va face președintele Iohannis pentru această diasporă. Sunt curios, s-a dus și el de când e președinte, nu știu, cel puțin de două ori în Italia, în Spania, să vadă ce face diaspora? Probabil că se va duce, are prea puțin timp decât păi nu știu, eu m-aș fi dus imediat pentru că el e practic încă nu s-a familiarizat cu doamnă, protocolul de la Cotroceni. Nu, are un consilier pe parte de politică externă foarte rodat politic pe domnul Răzvan Ungureanu. Dânsul nu l-a pus în temă, că măcar era o chestie de imagine. Uite, m-am și dus imediat. Am plecat la oamenii care m-au votat, oamenii care, cum să vă spun eu, care au trezit un sentiment și o emulație în credeți la că vom avea național. Alegerea anul ăsta? Anticipate? Sau pe ce parlamentare vorbiți? Nu știu, alegeri. Doamnă, cred că ar fi o pierdere de bani și ar fi extraordinar de mare și eu cred că ar fi... Atunci va trece o moțiune de cenzură. Nu știu. Vom trăi și vom vedea. Nu știu, vom trăi și vom vedea. Timpul zboară foarte repede, dar avem în viitor timp să mai stăm de vorbă despre ceea ce se va mai întâmpla. Vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Doamnelor și domnilor, punem capăt întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare.